Dragilor, iată-ne și în această frumoasă zi cu un tutorial în premieră și anume la blog flăte, da? Sau fluier pe românește, cum se mai zice. Însă fluiere sunt multe, ăsta e blog flăte, da? Este un fluier Yamaha German Finger, dacă nu mă înșel, că este și English Finger. Un pic diferă digitația aici la prinderea găurilor. Este un fluier cu 8 găuri, avem în spate, da? Una și restul 7 în față. Primele două sunt înjumătățite pentru a prinde mai ușor diezii, bemolii, da? Sunetele alterate. Suntem în cântarea Orice pas, Iisus mi-l conduce, o frumoasă cântare. Avem digitația 1, 2, 3, 4, da? Cu 4 degete avem aici. Degetul mare acoperă gaura din spate, da? Nu trebuie strâns tare să-ți lase urme, trebuie acoperite bine degetele, da? Apoi degetul 1 pe prima de sus, a doua, a treia, da? Și apoi, începând cu degetul 1, stă sub următoarea gaură, chiar dacă nu este nicio gaură de desubt, da? Și punem degetul 2, 3, 4, 5, da? Aceasta este digitația. Probabil stângacii probabil folosesc invers, dar eu sunt dreptaci, nu sunt stângaci. Ok. Și acoperite toate găurile, avem sunetul do. Sunetul do. Cum eliberăm câte un deget, avem alte sunete. Re, mi, fa, sol, la, si, si e cu trei degete, da? Și do, doar cu două degete. Degetul din spate rămâne în continuu. Dacă le ridici, îți iese re-ul, dar nu avem nevoie la cântare de sunetul re. Da? Do, re, mi, fa, sol, poți să te joci. Do, re, mi, fa, sol, si, do, do, si, fa, sol, fa, mi, re, do sau arpegiu. Avem do, de două degete, ridici, ai mi, mai ridici două, ai sol și mai ridici încă două și do, sol, mi, do. Ok. Cântarea începe cu sunetul sol. Un pic. Sol, mi, sol, mi. Da? Observăm, mi-ul acoperim două deodată. La, sol, mi și do. Sol, mi, sol, mi, sol, la, sol, mi, do. Mi. Și apoi iarăși mi. Fa, sol. Mi, da? Mi, mi, re, mi, fa, sol, mi. Și se repetă tema. Sol, mi, sol, mi. Sol, la, sol, mi, do. Apoi mi. Mi, mi, re, mi, re, do. Și apoi putem face un arpegiu. Mie îmi plac și trilurile astea frumoase. Se ridică degetele unul după altul. Practic așa și încep cântarea cu trilul ăsta. Aici foarte rapid putem face o floricică cu sunetul fa. Sol, fa, sol, fa, mi. Sol, la, ta-ra, și trilul. Mi, re, mi, re, do. Da?
Da, aici floricica e cu două decime. Do și refrenul. Do, si, la, sol. Da, avem do cu două degete, si cu trei și ridicăm și punem la U2 și avem la. Și solul e cu toate patru, da? Da? Dacă vrei să faci floricică, trebuie să miști degețelul. Încă o dată să explic refrenul, că poate am sărit câteva note. Avem do, do, si, la, sol. Și avem la, 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 sol. Da? La. Și apoi mi, 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 re, do. Sol, 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 la, si. Și iar do, se repetă tema. La, la, sol. Și apoi mi, mi, re, mi, re, do. Dragilor, acesta este primul tutorial la fluier. Sper să vă prindă bine. Pentru iubitorii de bloc flote, Domnul să vă binecuvinteze, să-L lăudați pe El din toată inima. Dacă există interes pentru astfel de tutoriale și sunt și alte solicitări, cu mare drag voi mai pune și alte tutoriale. Până atunci, Domnul să vă binecuvinteze, lăudați-L din toată inima și numele Domnului să fie binecuvântat. Amin.